probă. Este doar o probă. Probăm microfoane, tenori, copilași. Lăudați-te pe Iisus! Bine ați venit în Catedrala la Blanșului pentru a colinda, nu doar pentru a ne uita, pentru a ne face o plăcere de auz, colinde mai care, mai de care, mai frumoase. Este sărbătoarea Crăciunului și când ne uităm la nașterea lui Iisus, ne gândim oare cu ce ne poate ajuta astăzi? Sau oare are rost să mai sărbătorim astăzi Crăciunul? Vedem în iestele un copilaș. Și ce ne spune astăzi Crăciunul? Ne spune că suntem foarte vulnerabili. Ne spune că acel copilaș care s-a născut acum mai bine de 2000 de ani a fost supus frigului, foamei, bolii, lipsei, așa cum și noi astăzi, după mai bine de 2000 de ani, suntem supuși acestor probleme. Cine nu are probleme? Și ne întrebăm, are rost să mai sărbătorim Crăciunul dacă în casa noastră există copil bolnav? Există suferință, există boală, există lipsă. Acest prunc ne aduce aminte că și el a fost un prunc vulnerabil, dar că Dumnezeu Tatăl a avut un plan. Deci Crăciunul ne spune și astăzi că noi sărbătorim nașterea pruncului, deși nu suntem totdeauna din punct de vedere uman fericiți. Nu cred că această familie a fost din punct de vedere uman cea mai fericită familie din lume. A avut probleme, greutăți și necazuri. Așadar, Crăciunul astăzi ne spune că pentru a putea fi îndumnezeiți, înainte de toate trebuie să fii oameni. Omul trebuie să fie îndumnezeit. Se spune că atunci dacă simți că te doare ceva, înseamnă că ești viu. Dar dacă simți și durerile altora, înseamnă că ești om. Așadar, Crăciunul ne spune astăzi, după mai bine de 2000 de ani, ca în fiecare an, că suntem oameni și trebuie să fim oameni. Salutăm în mijlocul nostru pe preasfințiile lor, preasfinția sa Claudiu Lucian Pop, episcop de Cluj-Gherla. Bine ați venit, preasfințite părinte, și sunt întotdeauna bine primit în Catedrala Blanșului și vă mulțumim și pentru meditația de azi dimineață. Totodată salutăm în mijlocul nostru și pe preasfinția sa Cristian Crișan, episcop auxiliar de Alba, Iulia și Făgăraș. Să duceți gândul nostru bun și salutul nostru și întâi stătătorului bisericii noastre, prea fericirea sa, Lucian Cardinal Mureșan. Totul se poate realiza dacă suntem o familie, și brad, și cadouri, pentru că nu suntem oriunde. Aici, în catedrală și în orice biserică, suntem, cum scrie acolo, aceasta nu este alta, fără numai casa lui Dumnezeu. Așadar, suntem în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm de tot ceea ce această casă ne poate oferi. Evenimentul din această seară va dura aproximativ o oră și 25 de minute. Este transmis în direct pe Angelus TV și pe Blaj TV online. Vă mulțumesc! Preasfințiile voastre, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți ascultători și iubiți prieteni care ne urmăriți pe canalele media, ne-am adunat din nou aici în Catedrala Blajului pentru a ne primeni sufletele, pentru a ne pregăti pentru cea mai importantă sărbătoare, pentru sărbătoarea bucuriei, nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ne apropiem cu pași repezi de întruparea cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, să ne amintim, Cartea Genezei spune, Dumnezeu și-a amintit. Astfel, noi îl cinstim pe Dumnezeu pentru că El ține cont întotdeauna de promisiunile pe care ni le face.
Cum putem să ne pregătim pentru nașterea Mântuitorului decât numai cântând? Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați Împăratului nostru, cântați. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Cu glas de bucurie vor intra întâi copiii. Și acum o am alături de mine pe Sofia Matei din cadrul clubului Zileos Blaj, cu care vom modera acest eveniment. Corul, invităm în fața dumneavoastră corul La Alegria din parohia greco-catolică Andrei Mureșanu, Cluj-Napoca, coordonator Cristina Pătrașcu.
vei trăi, vei visa. Thank you.
Mulțumim grupului coral Alegria din parohia greco-catolică Andrei Mureșanu, Cluj-Napoca, care au venit însoțiți astăzi aici de părintele paroh Mircea Marțian și au fost coordonați atât de frumos de Cristina Pătrașcu-Nagy. Încet descoperim că noi dorim să trăim sărbătorile într-un fel de magie, dar magia nu este elementul definitoriu al unei sărbători, ci veșnicia. Și cum putem descoperi mai bine veșnicia decât privind în ochii pruncului născut în Ieslea din Betlehem? În continuare, vă invita în fața dumneavoastră grupul coral Flori de pe Mureș din Reghin. Acești colindători se întorc de la domeniul regal Stăvârștin, unde au colindat Casa Regală a României.
Mulțumim grupului coral Flori de pe Mureș. Le mulțumim pentru că au venit din drumul lor de la castelul, de la domeniul regal, de la Săvârșin, stâlcolinde și pe pruncul Iisus. Mai mult decât tot ceea ce păzești, păzește-ți inima, pentru că din ea izvorăsc izvoarele vieții, spune Cartea Proverbelor. Iisus se naște, în curând își va începe și activitatea sa publică, iar acest îndemn de a ne păzi inima îl vom regăsi și în Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Vă invit să învățăm și să încercăm să ne păzim inimile asemeni copiilor, trăind în sfințenie și în curăție spirituală. Urmează grupul de copii Zileos din Blaj, coordonator Iulia Mezei.
Crăciunul, Crăciunul, de Licuța Pântea. Crăciunul nu-i despre un moș ce în ajuns sosește, e sărbătoarea lui Hristos ce lume poposește. Crăciunul, Crăciunul nu-i doar a primi în mâini sau buzunare, din puțina dărui și celui ce nu are. Crăciunul nu-i despre bogați și cât li bogăția, e despre dragostea între frați și sfânta omenie. Crăciunul-i magii și-s păstori, e Maica prea curată, e vestea ce colindătorii o duc din poartă în poartă. Crăciunul-i una din minuni ce Domnul săvârșește, cu scopul de a fi mai bun și semn că ne iubește. Crăciunul, darul prețios, trimis de Dumnezeu Hristos. Mulțumim grupului de copii Zileos din Blaj. Asociația Zileos Blaj vă urează sărbători fericite. Vă mulțumim! Sărbătorii fericite și iată sărbătorii pe care să le petrecem în preajma pruncului Iisus, avându-L mereu pe Dumnezeu în inimile și în sufletele noastre. Crăciunul nu înseamnă bogăție, Crăciunul, așa cum ați auzit, nu înseamnă un moș și nu înseamnă nimic comercial, adică nimic din ceea ce ni se servește zi de zi prin intermediul canalelor media. Crăciunul înseamnă a iubi, Crăciunul înseamnă a ne dărui unul celuilalt, Crăciunul înseamnă să fim în familie, Crăciunul înseamnă să ne amintim de cei dragi. Crăciunul, de altfel, după cum spune și cartea întâi a cronicilor, înseamnă să îl căutăm pe Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu și de multe ori din pricina tuturor poverilor pe care le avem zi de zi, nu îl găsim. Dragii mei, mântuirea este atât de aproape de noi, doar că avem nevoie de ochi deschiși pentru a vedea, pentru a reuși să ne ghidăm spre mântuire. Dacă nu avem ochii deschiși încă, trebuie să-L primim pe Iisus în inimile noastre și să-I cerem să ne deschidă ochii, gura și sufletul. Și iată, mântuirea va veni. Cu drag invit în fața dumneavoastră grupul de copii din Centrul Maltez Blaj, coordonat de doamna director Crina Velicea.
Mulțumim grupului de copii din Centrul Maltez Blaj, coordonat de doamna Maria Pănăzan și de doamna director Crina Velicea. De altfel, mulțumim tuturor voluntarilor care înțeleg pe deplin sărbătoarea Crăciunului, dar nu doar o dată pe an, în 25 decembrie, ci înțeleg această sărbătoare pe parcursul întregii perioade pe care și-o dedică pentru binele aproapelui lor. Înfrumusețarea, aroganța inimii noastre ne-au înșelat și ne înșală de fiecare dată. Să ne deschidem totuși inimile și să primim cu căldură pe Iisus, să-L primim, să-I oferim un lăcaș cald. Deși în sufletele noastre posibil să fie întuneric, dar odată cu venirea Lui se va face lumină. Să ne lăsăm pașii conduși în lumea rugăciunii prin colindele interpretate de corul protopopiatului greco-catolic Luduș, coordonator Părintele Aurel Dan.
Mulțumim părintelui Dan Aurel, mulțumim și corului din protopopiatul de Luduș. Drumul Sionului suspină pentru că nu este nimeni care să vină la sărbătoare, scrie Cartea Plângerii. Și a fost mare bucurie, a fost doar atunci sau este și acum? Depinde doar de noi, dragii mei. În continuare vor sosi în fața dumneavoastră cei care pregătesc calea Domnului și se trudesc pentru ca drumurile sufletelor noastre să aibă aceeași destinație unică, împărăția lui Dumnezeu. Corul preoților din protopopiatul Blaj și al seminariștilor blăjeni, dirijor Petru Tutelea. Pe care povățul
profesor Petru Tutelea, care se ocupă de cel puțin 30 de ani de această minunată activitate și pregătește, din punct de vedere muzical, atât studenții seminariști, cât și preoții. Lăudați-l pe el în glas de trâmbiță, lăudați-l în psaltire, lăudați-l în timpane. Să lăudăm cuvântul Tatălui care cu trup se va naște pe pământ. În continuare vor umple sufletele noastre de bucurie cei care în fiecare duminică și sărbătoare grăiesc în graiul îngerilor. Corul Catedralei Greco-Catolice Sfânta Treime din Blaj, dirijor Petru Tutelea. Thank you.
Mulțumim corului Catedralei Greco-Catolice Sfânta Treime din Blaj, dirijor profesor Petru Tutelea. Iată că 1000 de ani înaintea ochilor tăi, Doamne, ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă în noapte, momentul nostru artistic se regăsește la final. Am dorit să le mulțumim tuturor celor care s-au ostenit pentru pregătirea acestui moment, în special lui Dănuț și Voichiței Pepelea de la Paradisul Transilvaniei, care au umplut sania lui Moș Crăciun cu daruri pentru micii colindători. De altfel, dorim să-i mulțumim și domnului Petru Barna și domnului Emil Rusu, care au pregătit plata tuturor colindătorilor. Vestea bucuriei se apropie. Seara, așa cum se cuvine, am să-l invit alături de mine pe Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, pentru a ne acorda arhiereasca binecuvântare. Doresc să mulțumesc în numele Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan tuturor colindătorilor din această seară care ne-au adus această veste bună, cea mai bună veste pe care o putem primi, și anume că Mesia vine, Mesia este printre noi. Dacă experiența noastră pământească de multe ori ne dă vești care ne înspăimântă, care ne sperie, care ne preocupă, ochii credinței ni-l arată pe pruncul Iisus. Ne dau speranță, ne dau încredere, ne dau lumină pe care suntem chemați să o transmitem, să o împărtășim, să o comunicăm tuturor. Astăzi este o zi importantă pentru Biserica Catolică, fiindcă sărbătorim aniversarea zilei de naștere a Papei Francisc, a Sfântului Părinte Papa Francisc, și dorim să dedicăm concertul din această seară Sfântului Părinte, amintindu-ne cu drag, cu emoție, cu recunoștință de vizita sa, de prezența sa aici,
la Blaj acum 4 ani. Și totodată, peste 2 zile, Preafericitul Părinte Cardinal Lucian își sărbătorește aniversarea hirotonirii într-o preoție. Suntem în comuniune de rugăciune pentru întâi stătătorul bisericii noastre, îl asigurăm de prețuirea noastră și de toată gratitudinea fiecăruia dintre noi. Mulțumesc colindătorilor, mulțumesc dumneavoastră tuturor, în mod deosebit Preasfințitului Părinte Claudiu, episcop eparhial de Cluj-Gherla, care a fost alături de noi. Vă urăm tuturor sărbători sfinte și binecuvântate, Crăciun fericit! Vă mulțumim, o seară binecuvântată, lăudați să fie Iisus!